Tom și Jerry au împlinit 80 de ani. Toată lumea știe desenele animate cu pisica și șoricel care sunt în permanent război. Asta pentru că aventurile lor au început în anul 1940, când William Hanna și Joseph Barbera i-au desenat și i-au trimis direct pe micul ecran. În foarte scurt timp, Tom și Jerry au devenit adevărate vedete și milioane de copii din toată lumea se distrau copios când urmăreau aceste scurtmetraje animate. Producătorii doreau ca personajele să se numească Jasper și Jinx, dar au rămas până la urmă la varianta Tom și Jerry. Tom și Jerry a fost nominalizat la 13 premii Oscar și a câștigat 7 astfel de premii. Dacă nu ați urmărit până acum Tom și Jerry, vă spun eu premisa. Show-ul este una simplă. Avem o pisică neastâmpărată care urmărește un șoricel viclean. Și de aici o nebunie întreagă. La mulți ani, Tom și Jerry!